Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să explorăm frumoasa stațiune de pe Valea Ostei, Courmayeur. Courmayeur este o localitate montană pitorească situată în regiunea Valle d'Aosta din nordul Italiei, la poalele masivului Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Europa de vest. Aflată la circa 35 km depărtare de orașul Aosta, Courmayeur este ultima localitate pe care o vei întâlni înainte de a trece în Franța prin tunelul Mont Blanc, care o leagă de Chamonix. Renumită pentru frumusețea sa naturală, Courmayeur este un oraș cu o atmosferă tradițională alpină, cu arhitectură specifică, clădiri din piatră și lemn și străduțe înguste. Courmayeur este situată la o altitudine de aproximativ 1224 metri, înconjurată de vârfuri muntoase impunătoare. Peisajul este unul deosebit de spectaculos, cu văi adânci, păduri dense și pajiști alpine, oferind o vedere panoramică asupra Mont Blancului. Stațiunea este o destinație turistică populară atât vara cât și iarna. Iarna, Courmayeur este o stațiune de schi celebră, cu pârtii variate pentru toate nivelurile de dificultate, accesibile cu telescaune și telecabine moderne. De asemenea, este cunoscută pentru activitățile de freeride și schi alpin. Vara, turiștii pot explora numeroase trasee de drumeții și ciclism montan, având ocazia să se bucure de aerul proaspăt și de peisajele montane. Domeniul schiabil din Courmayeur se extinde pe doi versanți, Chécrouit și Val Veni, între 1224 metri și 2755 metri. Cuprinde 33 de pârtii de diferite dificultăți, 11 albastre, 17 roșii și 5 negre, cu lungimea de peste 100 de kilometri. Dacă iei în calcul și schiul off-piste, schiul pe care îl practică schiorii avansați în afara pârtilor de schi, poți să schiezi de la altitudinea de 3480 metri, puțin mai sus de punta Elbrunner. Zăpada este garantată pe 80% dintre pârtii prin prezența instalațiilor pentru zăpadă artificială. La circa 2000 de metri altitudine, între pârtiile Aretu și Chécrouit, este amenajat un snow park pentru schi și snowboard freestyle. Zona este frecventată și pentru alpinism, fiind un punct de pornire pentru ascensiuni către Mont Blanc. Courmayeur are un centru plin de viață, cu buticuri elegante, cafenele și restaurante care oferă preparate din bucătăria tradițională italiană și a regiunii Valle d'Aosta. Cu câțiva ani în urmă, New York Times a menționat Courmayeur printre cele 52 de locuri din lume care trebuie vizitate, având în vedere echilibrul dintre activitatea turistică și protecția mediului natural. Courmayeur combină farmecul rustic al unui sat montan cu facilități moderne, fiind o destinație potrivită atât pentru cei care caută aventură, cât și pentru cei care doresc relaxare într-un cadru natural de vis.